seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. CNA și procurorii din Bălți au efectuat astăzi percheziții de amploare într-un dosar de corupție în care sunt implicați avocați, polițiști și un fost magistrat de la Curtea Supremă de Justiție, care ar fi primit sume mari de bani pentru a influența deciziile unor judecători. Doi angajați ai Inspectoratului de Poliție din Nisporeni au fost demiși, iar alții au fost sancționați în urma accidentului în care a fost implicat primarul de la Boldurești, soldat cu moartea unui copil de 14 ani. Vremea se încălzește, în următoarele zile ne așteaptă temperaturi de peste 25 de grade, iar Termoelectrica a anunțat că este gata să deconecteze consumatorii din Chișinău de la centrul termic. A fost nebunie totală aseară pe străzile din Tbilisi după ce Naționala Georgiei s-a calificat în premieră la campionatul european de fotbal. Ofițerii CNA și procurorii din Bălți efectuează percheziții de amploare la oficiile mai multor persoane implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă. Este vorba despre avocați, polițiști și un fost judecător al Curții Supreme de Justiție. Un avocat a fost deja reținut pentru 72 de ore. CNA a făcut publice și discuțiile bănuiților. În această înregistrare audio publicată de CNA este surprinsă discuția dintre judecătorul vizat și un avocat. Acum e respins, da? E respins apelul lui e respins și de menținut încheierea lui. Da, înțeles. Într-o altă înregistrare făcută publică de Centrul Național Anticorupție este surprinsă o altă discuție în care un avocat discută despre mita pe care a primit-o. Eu îl întreb, de tu ții minți pe domnul avocat, dar el zice, mai că parcă și-o alță minți. Te-am spus, de ce să fii cu luminile aprinsă? El m-a văzut. Auzi, dacă ți-o dat banii, înseamnă că tot și normal. Medicii te mă... Nu, eu am parcat, el astăzi, să fie la ciclan și o să dat seama că și el. Apoi i-am spus. Dar am zis că spune omul să le trăiască. CNA a publicat și imagini cu momentul în care avocatul primește banii. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au desfășurat astăzi 19 percheziții acasă, în birourile și în mașinile bănuiților. Mai exact, este vorba de un fost judecător de la Curtea Supremă de Justiție, mai mulți avocați și polițiști. În urma descinderilor au fost deschise 9 cauze penale pentru trafic de influență și corupere activă. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi primit sume în proporții deosebit de mari pentru a influența magistrații de la Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău pentru a pronunța decizii în favoarea anumitor persoane. Câți avocați și polițiști sunt implicați în schemă, deocamdată nu este clar. CNA anunță însă că un avocat a fost reținut fără a oferi detalii. Cât despre fostul judecător vizat, ziarul de gardă scrie că ar fi vorba despre fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, care în prezent este avocat. Acesta este vizat și într-un alt dosar de îmbogățire ilicită pornit în 2019. Fostul magistrat este învinuit că în perioada anilor 2014-2019, în timp ce deținea funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție și judecător al aceeași instanțe, a încheiat contracte de vânzare-cumpărare, investiții în construcție prin intermediul rudelor. Astăzi nu am reușit să discutăm cu Ion Druță pentru o reacție. Imagini cu un șofer care circulă cu viteză și este urmărit de mai multe echipaje de poliție au împânzit astăzi rețelele sociale. Automobilul de marcă Renault, urmărit de 5 mașini de poliție, a fost surprins gonind pe străzile din capitală și din Ialoveni. Într-un final, șoferul a fost reținut. Cine este acesta? Aflați în jurnal. Doi angajați din cadrul Inspectoratului de Poliție din Nisporeni au fost demiși după accidentul de la Boldurești, unde primarul localității a lovit mortal un adolescent de 14 ani și a fugit de la fața locului. Totodată, un polițist a fost retrogradat din funcție, iar alții doi s-au ales cu mustrare aspră. Responsabilii de la poliție ne-au spus că nu pot oferi alte detalii, fiind inițiată o anchetă.
În urma accidentului grav de la Buldurești, în cadrul Inspectoratului de Poliție Nisporene a fost deschisă o anchetă de serviciu. Se întâmplă în condițiile în care primarul Nicanor Ciocchină a fost anterior șef al instituției și s-a constatat că acesta a încercat să ducă în eroare poliția în timpul anchetei. În cadrul anchetei, Direcția Inspectare Efectivă a IGP a stabilit că 5 angajați ai Inspectoratului de Poliție din Nisporeni nu au acționat corespunzător conform sarcinilor și rigorilor în procesul de stabilire a circumstanțelor comiterii accidentului. Mai mult, aceștia au creat impedimente celorlalți polițiști în procesul de documentare. Am încercat să aflăm despre ce angajați este vorba, însă responsabilii ne-au spus că nu pot oferi detalii pentru a nu periclita mersul anchetei. Prin ordinul șefului IGP, un angajat cu funcție de conducere și unul cu funcție de execuție din inspectorat au fost demiși, un polițist a fost retrogradat în funcție, iar doi s-au ales cu mustrare aspră. Accidentul în care un băiat de 14 ani a fost lovit mortal a avut loc la mijlocul lunii februarie. La volanul mașinii s-ar fi aflat primarul din Buldurești. El se află în prezent în arest și, potrivit poliției, ar fi încercat să inducă în eroare ancheta. Ghinion pentru un bărbat de 28 de ani care a urcat beat la volanul unei mașini închiriate și încă și fără permis a fost oprit de către polițiști în apropierea satului Negurenii Vechi din raionul Ungheni, deoarece se deplasa haotic pe drum. Acte, bro. Nu le acte. De unde? Sacrat. Rezultatul testării alcooloscopice a arătat o concentrație de 1,16 mg de alcool pe litru în aerul expirat. Polițiștii au mai stabilit că bărbatul de 28 de ani a mințit și că nu avea permis de conducere. Automobilul cu care se deplasa era luat în chirie și a fost dus la parcare specială. Șoferul este cercetat penal și ar putea fi pedepsit cu până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la un an. Un bărbat condamnat în 2016 la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și fals în acte și dat în căutare a fost reținut astăzi după ce a fost observat circulând cu mașina haotic. Fiind somat de agenții de circulație, acesta a accelerat și a creat nenumărate situații de accident în trafic, ceea ce a creat și mai multe bănuieli polițiștilor. După jumătate de oră de urmărire, bărbatul a fost reținut. Pentru stoparea acestuia au fost implicate 5 echipaje de poliție. Imagini cu șoferul urmărit de echipajele de poliție au fost distribuite pe rețelele de socializare de mai mulți conducători auto. În filmulețe se vede cum șoferul Renault-ului face mai multe manevre periculoase în trafic și intră pe contrasens la un moment dat. Internauții au publicat imagini în timp ce șoferul circulă cu viteză pe străzile din Ialoveni, dar și din capitală. Potrivit poliției, șoferul a fost surprins de agenții de patrulare în timp ce circula haotic pe strada Alexei Mateievici din capitală. I s-a cerut să oprească, însă acesta a accelerat și a creat nenumărate situații de accident în trafic, ceea ce a creat și mai multe bănuieli polițiștilor. Bărbatul s-a îndreptat spre Ialoveni, după care s-a întors înapoi în capitală, unde a și fost reținut. Pentru stoparea acestuia au fost implicate 5 echipaje de poliție. Ulterior, oamenii legii au stabilit că șoferul este un bărbat de 43 de ani din Bubuieci, dat în căutare după ce în 2016 a fost condamnat la 15 ani de închisoare în lipsă pentru escrocherie și fals în acte. Mai mult, acesta ar fi fost condamnat și pe teritoriul României pentru contrabandă. Potrivit poliției, bărbatul se ascundea în stânga Nistrului, având asupra sa acte de identitate false ale regiunii transnistrene. Detalii despre identitatea acestuia nu au fost oferite. Zeci de salvatori din toată țara se antrenează în aceste zile ca să intervină prompt în cazul unor accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare. Astăzi, salvatorii au simulat intervenția în urma unui cutremur care a provocat o scurgere de substanțe chimice. Revenim cu mai multe imagini de la aplicații în câteva minute. Banca Națională a Moldovei a fost din nou recunoscută parte responsabilă în dosarul frauda bancară. De această dată, acest lucru s-a întâmplat la cererea avocaților fostei viceguvernatoare a instituției, Ema Tăbârță. Potrivit experților, la modul practic, BNM va fi obligată să întoarcă prejudiciul cauzat de Tăbârță. Responsabilii instituției ne-au spus că analizează hotărârea și vor decide ulterior dacă o vor contesta.
Instanța dispune recunoașterea Băncii Naționale Moldovei în calitate de parte civilmente responsabilă pe marginea acțiunii civile existente în cauza penală orientată împotriva inculpatei Tăbărțăiema. Încheierea este definitivă, dar poate fi atacată odată cu fondul cauzei. Decizia a fost luată după ce avocatul fostei viceguvernatoare a Băncii Naționale a solicitat acest lucru. Potrivit experților, la modul practic, asta înseamnă că în cazul în care Ema Tăbărță va fi găsită vinovată de complicitate la escrocherie și spălare de bani, BNM va fi obligată să întoarcă prejudiciul cauzat de aceasta. Parte civilmente responsabilă ar fi persoana care, într-un final, va trebui să plătească acele prejudicii care au fost cauzate. Patrimoniul și bunurile Băncii Naționale, ele cumva au statut autonom, dar oricum sursa lor de finanțare, sigur că sunt contribuțiile cetățenilor. Deci, indirect, da, putem spune că asta va afecta nemijlocit contribuabilul ordinar. O astfel de decizie a fost luată și la sfârșitul lunii ianuarie, când același complet de magistrați a dispus atragerea BNM ca parte civilmente responsabilă în dosarul de învinuire a fostului guvernator al BNM Dorin Drăguțanu și fostului viceguvernator Ion Sturzu, după ce avocații acestora au solicitat acest lucru. Ulterior, la începutul lunii martie, guvernatorul BNM a depus o cerere prin care a solicitat încetarea calității procesuale a instituției. Cererea formulată de guvernatoarea Băncii Naționale a Republicii Moldova, Anca Dana Dragu, cu privire la încetarea Băncii Naționale calității procesuale de parte civilmente responsabilă, completul de judecată dispune se respinge cererea depusă de guvernatoarea Băncii Naționale a Republicii Moldova ca fiind nefondată. Decizia este definitivă, dar poate fi contestată după ce dosarul va fi examinat în fond. Responsabilii de la BNM au spus că încheierea este studiată acum de departamentul juridic al instituției și vor oferi ulterior o reacție. Mai multe partide din opoziție discută despre înaintarea unui candidat comun la prezidențialele din toamnă. Asta spune Igor Dodon, care a evitat să dea numele formațiunilor. O potențială candidatură, în opinia liderului PSRM, ar fi fostul procuror general Alexandru Stoianoglu. Eu personal, colegii socialiști, noi nu avem egoismul sau ambiția să particip eu sau cineva dintre noi cu orice scop la aceste lege. Noi avem strategie discutată și cu alți reprezentanți opoziției de unificare eforturilor pentru aceste legi. Noi suntem în căutarea unui candidat unic, apolitic, care nu a mai făcut politic până acum, pe care să susțină toate partidele împreună. Igor Dodon a evitat să spună care sunt partidele din opoziție care analizează înaintarea unui candidat comun, dar a sugerat o posibilă candidatură. Stoianoglu, în opinia mea personală, nu am discutat cu colegii aici, o persoană apolitică, care cunoaște bine Constituția și este jurist, după toate fără de legile care le-a făcut Maia Sandu, că i-a încălcat majoritatea articolelor din Constituție. Eu cred că o astfel de persoană ar fi binevenită să fie promovată. Stoianoglu nu a comentat afirmațiile lui Dodon și nici reprezentanții de la președinție nu au avut o reacție la acuzațiile lansate în adresa șefei statului. Dodon a vorbit și despre referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Evident că noi nu putem susține acest referendum. Din simplu considerent că el este ilegal, anticonstituțional. Cum vom proceda în ziua alegerilor? Noi vom decide atunci când va fi, în primul rând, numită această zi a alegerilor. Într-a doilea rând, vom vedea care este textul care se propune la referendum. Liderul socialiștilor, cercetat în 3 dosare penale, a făcut aceste declarații în cadrul evenimentului de lansare a unei campanii naționale împotriva PAS. Vom explica pas cu pas că PAS trebuie să plece. În replică, reprezentanții PAS ne-au spus că mai mulți candidați au început deja campania și vor încerca să denigreze imaginea guvernării și să lanseze falsuri. Salvatorii din Moldova se antrenează ca să poată acționa prompt în cazul unor accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare. Astăzi, mai mulți angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au simulat intervenția după un cutremur, în urma căruia a fost deteriorat un depozit și a avut loc o scurgere de substanțe chimice. Potrivit scenariului, în urma unui cutremur a fost deteriorat un depozit de păstrare a materialelor agricole, fitosanitare și industriale, producându-se o scurgere de substanțe chimice. Primul pas la fața locului intervine echipa de deblocare din dărâmături, din cauza dărâmăturilor, adică cum s-a vorbit, cu tremur de pământ. Astfel, mai întâi, salvatorii vin în ajutorul victimelor prinse sub dărâmături, dar și a celor care au suferit intoxicații în urma scurgerilor de substanțe chimice.
Avem durere foarte mare în piept, ochii lăcrimați, tusă uscată și ne simțim foarte rău. Ulterior intervine o nouă echipă de salvatori care are misiunea de a înlătura dărâmăturile și barierele din apropierea zonei în care se află sursa de scurgere. Potrivit scenariului, în urma unui cutremur s-a produs scurgeri de substanțe chimice dintr-o fabrică. Astfel, salvatorii au intervenit atât pentru a salva victimele, dar și pentru a decontamina zona. În același timp, echipa de decontaminare aranjează cortul în care vor fi aduse victimele aflate în zona de risc. Trebuie neapărat făcută de prelevarea probelor, făcută o investigație a persoanelor pentru a nu contamina alte teritorii cu substanțe chimice periculoase și substanțe radioactive. Și abia după asta intervin specialiștii îmbrăcați în echipamente speciale care vin să lichideze consecințele accidentului din interiorul clădirii. Exercițiile au loc în cadrul programului de pregătire în domeniul lichidării accidentelor cu caracter chimic, biologic, radiologic și nuclear, care a fost implementat pe parcursul a 5 ani. Și în acești 5 ani de zile am încercat să ne consultăm capacitățile proprii. La fel, prin dotările care au fost obținute, am încercat să instruim colegii noștri cum să utilizeze echipamentele de cercetare chimică, radiologică, nucleară. Potrivit responsabililor de la IGSU, în cadrul programului de pregătire desfășurat în țară și peste hotare, mai bine de 50 de salvatori au fost instruiți de către specialiști din SUA. Mai mult, inspectoratul a primit echipamente de circa $1 milion, dar și autospeciale de peste $200.000. Vârstnicii de la Ungheni se pot bucura începând de azi de o bătrânețe activă și sănătoasă. În localitate s-a deschis un club al vârstnicilor. Ui, ca хорошо. Я могу с ней разговаривать с дочкой. Bătrânii învață cum să folosească telefonul, să navigheze pe internet, fac sport și socializează. Cum a fost prima zi la club? Vedeți în jurnal. Primăvara se pare că și intră în drepturi. Vremea se încălzește în toată țara. Ce temperaturi ne așteaptă în următoarele zile? Aflăm de la colega noastră, Natalia Gânga. Natalia, bună seara! Te ascultăm! Bună seara, Valeria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Vremea a început să se încălzească de astăzi, iar potrivit meteorologilor, mâine în Chișinău vom avea plus 19 grade și până la plus 22 în sudul țării. Până duminică vremea se va încălzi și mai mult, astfel că mercurul din termometre va ajunge să indice și până la plus 25 de grade și nopțile vor fi suficient de calde, cu temperaturi de până la plus 9 grade. Site-urile Meteo Internaționale anunță că vom avea parte de temperaturi generoase până pe 10 aprilie, după care vremea se va răci ușor. În acea perioadă, temperaturile vor oscila între plus 15 și plus 19 grade. În contextul în care vremea de afară s-a încălzit, Termoelectrica a anunțat că este dispusă să deconecteze consumatorul de la agentul termic, în condițiile în care administratorii blocurilor vor solicita o cerere în acest sens. Atât despre vreme, pe curând! Natalia, mulțumesc! Natalia Barbu, care ne va reprezenta țara la Eurovision, va evolua cu numărul 11 în prima semifinală. Natalia Barbu va cânta piesa In the Middle și va concura în semifinal alături de reprezentanții altor 14 țări, printre care Cipru, Finlanda, Ucraina, Azerbaijan și Australia. Eurovision Song Contest va începe pe 7 mai la Malmö, Suedia. Persoanele netate din Ungheni și-au propus să-și petreacă timpul liber, activ și util, așa că s-au înscris la primul club al vârstnicilor inaugurat în localitate. Acolo bătrânii învață cum să folosească rețelele de socializare, fac sport, cântă și dansează. Clubul face parte din proiectul național care promovează îmbătrânirea activă și sănătoasă.
Și pentru că trăim în era digitală, oamenii au învățat cum să folosească inteligența telefonului în cadrul unui atelier. Ghidați de către voluntari, vârstnicii au navigat pe rețelele de socializare, au încercat să scrie mesaje și să acceseze site-uri. Astfel, mătușa Olga, la 75 de ani, a descoperit mesageria vocală ca să poată discuta mai ușor cu nepoții și copiii săi. Ia-ți matrice! Ой, как хорошо. Я могу с ней разговаривать с дочкой. Ulterior a învățat să navigheze pe Instagram și TikTok. Я смотрю, все там все можно увидеть в ТикТоке. И новости, и разные сообщения, рецепты, здоровье. Iar Maria Lupu a învățat să achite facturile online și și-a făcut cont pe Facebook. Iată, fata mi-a arătat cum de pe faci Facebook să mă duc să caut pe Messenger. Suntem în secolul 21 și noi trebuie să ne conformăm acestor programe și trebuie să învățăm. Iar alți vârstnici s-au înscris la sport. Cât ne mișcăm mai mult, cu atâta ne sculăm mai ușor și trăim mai ușor. Suntem acasă, acasă mai puțină mișcare, mai... Da, aici sperăm să fie tot bine. Clubul vârstnicilor din Ungheni oferă cursuri gratuite pentru 1000 de pensionari din 10 sate din raion. De 3 ori pe săptămână oamenii fac ateliere de artizanat, educație digitală, pictură, sport și chiar au format și un ansamblu folcloric. Omul în vârstă are o puțină tristețe, dar aici vii și îți te dezvolți, te întâlnești, te anindoru. Acest e centru de tineret de la 60 plus, pentru că noi știm așa, vârstnicii au nevoie de susținere materială, că e greu, dar cea mai mare susținere este vorba de comunicare. Proiectul face parte din Programul Național pentru Îmbătrânirea Activă și Sănătoasă a Populației Moldovei, care își propune să deschidă astfel de centre în toată țara. Proiectul este finanțat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație din Moldova, cu suportul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. După masacrul din Moscova, în Rusia au început represaliile împotriva migranților din mai multe state din Asia Centrală. Oamenii sunt bătuți, arestați și deportați. Cărgăsanul își îndeamnă cetățenii să-și limiteze călătoriile în Rusia după atacul de la Crocus City Hall. Revenim în câteva minute cu mai multe informații la acest subiect. Rusia a bombardat orașul ucrainean Harkov cu rachete de croazieră și drone kamikaze, iar mai multe persoane au fost rănite. Forțele ucrainene spun că au doborât 10 din cele 13 drone lansate. Un general american a dezvăluit cum detectează ucrainenii dronele Shahed. Potrivit lui, Kievul folosește o rețea de circa 8.000 de telefoane mobile cu microfoane atașate pentru a surprinde atacurile aeriene ale rușilor. Reprezentanții armatei ucrainene susțin că au respins un nou atac aerian al rușilor. Acesta a avut loc noaptea trecută. 10 drone au fost doborâte în regiunile Harkov și Sumy. În ultima perioadă, atacurile rușilor s-au intensificat, fiind vizate și capitala Kiev. Cel puțin 4 oameni din Kupiansk au primit îngrijiri medicale, mai multe case fiind grav avariate. Ucraina folosește o rețea de mii de telefoane mobile desfășurate în întreaga țară pentru a urmări dronele și rachetele Rusiei. Proiectul, despre care surse ucrainene au spus că este prea secret pentru a fi discutat în detaliu, a fost dezvăluit de cel mai înalt ofițer al forțelor aeriene ale SUA în Europa. They grabbed 8,000 cell phones and they put them on a 6-foot pole and they put them all around the Ukraine. And they put a microphone like this next to it so they could hear the one-way UAVs coming overhead. Cost $500. They're able to get headings, they're able to get velocity of these things. Senzorii acustici colectează sunetele neobișnuite din mediul înconjurător, iar apoi este folosită inteligența artificială pentru a stabili dacă anomaliile sunt drone kamikaze sau rachete care se apropie. Telefoanele mobile sunt pornite în permanență pentru a detecta țintele aeriene care se apropie și folosesc rețelele locale de telefonie mobilă pentru a transmite informațiile către un sistem centralizat.
când Ucraina a fost recent atacată de ruși care au folosit până la 84 de drone kamikaze, sistemele acustice precum acestea au fost utile pentru a furniza echipajelor de la sol informații despre traiectoriile lor. Astfel, ucrainenii se adaptează la lipsa de muniție atât de atac cât și de apărare. Între timp, la Kiev continuă valul de demisii din rândul oficialilor ucraineni. Volodymyr Zelensky l-a demis pe secretarul Consiliului de Securitate Națională și l-a înlocuit cu șeful agenției sale de spionaj extern. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. În discursul său, Zelensky a declarat că persoana numită de el va combina experiența de șef al serviciilor de informații cu sarcinile cu care se confruntă Ucraina în materie de securitate și apărare. Salvatorii ruși au încheiat misiunea de căutare a supraviețuitorilor și victimelor atentatului de la sala de concerte Crocus. Bilanțul final este 139 de morți și 182 de răniți. Vladimir Putin și oficialii săi de top continuă să susțină mai voalat sau mai direct că Ucraina ar fi putut avea un rol în atacul terorist de la Moscova, deși nu există nicio dovadă. Unii dintre apropiații președintelui rus nu sunt de acord cu el, scrie Bloomberg, mai ales după ce Alexandru Lukashenko a prezentat o versiune care contrazice afirmațiile lui Vladimir Putin, precum că atacatorii au vrut să fugă în Ucraina. Мероприятия по спасению поиску пострадавших завершены. Считаю данный этап завершён. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Așadar, s-a încheiat operațiunea de căutare a victimelor sub dărâmăturile sălii de spectacole din centrul comercial Crocus. Salvatorii au muncit mai multe zile căutând în mormanele de fiare posibile victime ale atacului terorist. Imaginile noi publicate de pompierii ruși arată sala de concerte, care avea o capacitate de 7.000 de locuri, în scrum și fără acoperiș. Rușii continuă să aducă flori la memorialul improvizat în fața centrului comercial, unde vineri au fost uciși 139 de oameni. Atacul a fost comis de islamiști radicalizați, dar cei care l-au comandat trebuie căutați în Ucraina. Cu această teorie insistă Vladimir Putin, în pofida evidențelor. Directorul Serviciului Federal de Securitate a mers chiar mai departe, acuzând nu doar Ucraina, ci și Statele Unite și Regatul Britanic că au facilitat atacul de vineri. Noi считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так естественно способствовали западные спецслужбы. А сами спецслужбы Украины к этому имеет непосредственное отношение. În mod deliberat sau dintr-o neatenție, aliatul lui Putin, președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, îi contrazice pe toți oficialii ruși, inclusiv pe liderul de la Kremlin. Lukashenko susține că teroriștii care au comis masacrul de la Moscova au vrut inițial să fugă în Belarus și abia după ce și-au dat seama că nu pot trece granița, s-au îndreptat către Ucraina. Они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Тому отвернулись и пошли на участок украинской границы. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя, потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас. Vineri seara, mai mulți indivizi înarmați și îmbrăcați în uniforme de camuflaj au pătruns în centrul Crocus City Hall din Moscova, unde au început să tragă în toate părțile și au incendiat sala de spectacole. Aceștia ar fi folosit benzină, spun anchetatorii. Principalii patru suspecți, arestați până pe 22 mai, ar fi recunoscut comiterea atacului și cooperează cu autoritățile. În arest au fost plasați și un bărbat și cei doi fii ai săi, care le-au vândut atacatorilor mașina albă cu care au încercat să fugă, dar și un alt bărbat care le-a închiriat apartamentul. Haos în Rusia după atentatul din Moscova. Autoritățile ruse au început represaliile împotriva migranților din mai multe state din Asia Centrală. Astăzi, în urma unui raid la depozitul unui magazin online, cel puțin 40 de migranți au fost reținuți. Totodată, șoferii de taxi tagici au început să primească întrebări despre naționalitatea lor, fiind înjosiți de ruși. Cârgăstanul a făcut apel la cetățenii săi să nu călătorească în Rusia. Dis de dimineață, mai multe mașini de poliție, dube și mascați au venit la depozitul unui magazin online nu departe de Moscova și au început a verifica pașapoartele, cărțile de migrație, permisele de ședere temporară și livretele militare ale angajaților.
Aceste imagini arată zeci de oameni care merg în coloană și se aliniază la ordinul polițiștilor. Presa rusă scrie că unii bărbați sunt duși direct la secțiile de recrutare, riscând să ajungă pe frontul din Ucraina. Xenofobia în rândul rușilor a crescut în urma masacrului de la Crocus. Ambasada Tajikistanului în Rusia a îndemnat lucrătorii migranți să nu-și părăsească locuințele dacă nu este o necesitate, iar noaptea cel mai bine să stea în case. I want to say that the rest of the Tajiks are not to blame for anything. And we also grieve with you, and it was very scary for us too. În Kaluga, un grup necunoscut de bărbați a bătut 3 cetățeni din Tajikistan, iar în Amur, chioșcul unui migrant din Asia Centrală a fost incendiat și unii pasageri de taxi au început să refuze călătoria în cazul în care șoferii sunt tajici sau cârgâzi. Заказ сразу с комментарием пришел. Здравствуйте, вы кто по национальности пишут? Я написал, здравствуйте, я кыргыз и поехал. Сейчас вот прибыл. Указал, что машина подана, жду. Deși autoritățile ruse nu i-au descris pe suspecții care au comis atentatul ca fiind muncitori migranți, mulți dintre sutele de mii de tajici care trăiesc în Rusia fac parte din forța de muncă migrantă a țării. Moment care a obnajit acest teract, este, конечно, absolută xenofobie în teritoriul Rusiei Federației, pentru că кто бы что ни говорил о том, что мы такая многоконфессиональная, многонациональная страна, тот уровень таджикофобии и исламофобии, который мы сегодня наблюдаем в России, это не что-то новое, это просто то, что было спрятано под ковром. Apărătorul rus al drepturilor omului a declarat pentru Radio Europa Liberă că în ultimile 36 de ore au primit 1018 plângeri de la cetățeni din Kârgâzstan, Tajikistan și Uzbekistan, care au declarat că au fost reținuți ilegal de către poliție. Mai mulți cetățeni kârgâzi au declarat că au fost reținuți la sosirea pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova și că sunt reținuți în centrul de detenție al aeroportului împreună cu 10 de cetățeni din Asia Centrală. Kârgâzstanul a făcut apel la cetățenii săi să nu călătorească în Rusia. Mii de persoane au manifestat marți la Budapesta cerând demisia premierului Viktor Orban în urma difuzării unei înregistrări audio menită să demonstreze implicarea unui membru al guvernului acestuia într-un dosar de corupție. Imediat la știri aflați mai multe despre înregistrarea care a inflamat spiritele. 6 muncitori sunt dați dispăruți și se presupune că au murit după prăbușirea podului în portul Baltimore. Operațiunile de salvare au fost oprite la 18 ore după ce o navă cargo masivă paralizată de o pană de curent a intrat în structură, forțând închiderea unuia dintre cele mai aglomerate porturi de pe coasta de est a SUA. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, operațiunile de căutare și salvare au fost suspendate la aproximativ 18 ore de la accident. Autoritățile americane spun că nu există nicio speranță de a-i găsi în viață pe cei 6 muncitori dispăruți din cauza apei înghețate și a timpului scurs de la accident. We do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. We've got very difficult water temperatures. You have structures from the bridge that are in the water that can move with the tides and currents, making that dangerous for divers and people in the water. Nava de containere sub pavilion Singapore, denumită Dali, care se îndrepta din portul Baltimore cu destinația Sri Lanka, a intrat într-un pilon de susținere a podului Francis Scott Key. Aproape imediat, o secțiune de peste 2 km s-a prăbușit în apa înghețată, cu tot cu vehicule și oameni. Au apărut imagini din satelit care arată amploarea dezastrului din Baltimore. Nava a raportat o pană de curent înainte de impact, ceea ce a permis oficialilor să oprească traficul pe pod înainte de prăbușire. Președintele american Joe Biden a explicat că a fost un accident și că podul va fi reconstruit. My team move heaven and earth to reopen the port and rebuild the bridge as soon as humanly possible. Mai mult de 40 de nave au rămas în interiorul portului Baltimore, inclusiv nave mici de marfă, remorchere și embarcații de agrement. Aceeași navă a fost implicată într-un incident în portul Anvers, Belgia, în 2016, lovindu-se de un chei în timp ce încerca să iasă din terminalul de containere din Marea Nordului.
Regele Charles, bolnav de cancer, este frustrat de ritmul de recuperare, a declarat nepotul său Peter Phillips, primul membru al familiei regale care a vorbit în detaliu despre cum se simte monarhul. Potrivit acestuia, suveranul și-ar dori ca recuperarea să fie mai rapidă. Aceste dezvăluiri despre starea de sănătate a regelui vin la scurt timp după ce Kate, prințesa de Wales, a anunțat că urmează o chimioterapie preventivă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Peter Phillips, cel mai mare dintre cei 8 nepoți regretate regina Elizabeta a II-a și totodată fiul prințesei Anne, a declarat într-un interviu pentru Sky News Australia că regele Charles este frustrat deoarece recuperarea sa durează mai mult timp decât ce ar fi dorit. He's frustrated that he can't get on and do everything that he wants to be able to do. But he's very pragmatic. He understands that there's a period of time that he really needs to focus on himself. În vârstă de 75 de ani, regele a continuat să desfășoare întâlniri și și-a continuat activitatea de șef de stat, dar nu a participat la evenimente publice în acest an, după ce a urmat un tratament pentru o mărire de prostată și a dezvăluit ulterior că a fost diagnosticat cu o formă de cancer. He is always pushing his staff and everybody and his doctors and nurses to be able to say actually can I do this, can I do that. Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles al III-lea și regina Camila vor participa la slujba din Duminica Paștelui de la Capela Sfântul George de la Castelul Windsor. Acesta va fi unul dintre cele mai importante evenimente la care regele Charles al III-lea va participa de la diagnosticarea sa cu cancer luna trecută. Regelui și reginei li se vor alătura la slujbă și alți membri de rang înalt al familiei regale, însă prințul și prințesa de Wales nu vor fi prezenți, întrucât Catherine, care a anunțat săptămâna trecută despre faptul că a fost tratată de cancer, își continuă recuperarea. Mii de persoane au manifestat aseară la Budapesta pentru a cere demisia premierului Victor Orban. Oamenii au ieșit cu torțe în mână și au scandat sloganuri antiguvernare. Furia cetățenilor a fost provocată de o înregistrare audio care ar dovedi implicarea unui membru al guvernului Orban într-un caz de corupție. Au răsunat sloganuri și au fost aprinse torțe aseară în fața sediului parchetului general de la Budapesta, iar apoi manifestația a luat amploare. Mulțimea a pornit într-un marș către o piață din apropierea sediului Parlamentului. Végre van egy olyan erő, egy olyan karakter, aki azt képviseli, ami nekem gyakorlatilag szó szerint a problémám a jelenlegi helyzettel, politikai berendezkedéssel, a visszaélésekkel, a lassan fővünk a levünkben, mint a békák, és nem vesszük észre, hogy leves lesz belőlünk. És ezt a folyamatot már nagyon időszerű megállítani. Apelul la manifestație a fost lansat după difuzarea unei înregistrări realizate de către Peter Maghiar, un avocat și un fost colaborator al Puterii Naționaliste Ungare, în prezent un critic dur al guvernului pe care îl acuză de corupție. Mondjuk el, hogy semmi sem mehet ezután úgy, ahogy eddig volt. Mondjuk el a regnáló hatalomnak, hogy a regnáló hatalomnak a nép szemébe kell néznie, és vállalnia kell a politikai és jogi felelősséget az elkövetett hibákért, és még inkább a bűnökért. Peter Maghiar, care a fost căsătorit cu fostul ministru ungar al justiției, Judith Varga, a postat ieri pe internet o înregistrare audio de 2 minute în care 2 persoane discută despre o anchetă de corupție, implicând un fost adjunct al lui Varga. Maghiar spune că este vorba despre o discuție pe care a purtat-o în ianuarie 2023 cu Judith Varga, soția sa, la acea vreme, în care aceasta acuză un membru al cabinetului lui Victor Orban. Fostul ministru a răspuns după difuzarea înregistrării, acuzându-l pe Peter Maghiar de faptul că a constrâns-o să facă aceste declarații. Peter Maghiar respinge acuzațiile fostei sale soții și spune că a realizat înregistrarea după ce ea i-a descris un guvern mafiot. El a anunțat că deține și alte înregistrări care pun în discuție membrii ai guvernului lui Victor Orban. Guvernul Orban nu a reacționat cu privire la fondul acestei înregistrări, a cărei autenticitate AFP scrie că nu a fost în măsură să o verifice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!